emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a-și prezenta proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani, pentru că vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Saul Daniel Dobruțchi, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al comunei Pestișu Mic. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mult a fost, puțin mai este, iată, mai sunt doar câteva zile până în ziua cea mare, cea de 9 iunie, zi în care toți hunedorenii, toți românii sunt așteptați la urne. Care a fost atmosfera în aceste 4 săptămâni, iată, aproape de campanie electorală în comuna pe care o reprezentați deja, iată, de un mandat? Bun, în primul rând, astăzi speram să avem o dezbatere publică alături de ceilalți contracandidați. Din păcate, nu au dat curs la invitația pe care am lansat-o în ultima emisiune. Speram să avem o dezbatere astăzi publică, bazată pe idei, bazată pe proiecte, bazată pe ceea ce vrea să facă fiecare pentru viitor, pentru comuna noastră. Dar voi fi singur în emisiune alături de dumneavoastră astăzi. Așadar, a fost o campanie atipică, a fost o campanie liniștită sau una agitată în comună? Eu până acum nu am văzut campanii liniștite. Fiecare duce campania așa cum crede de cuvință. Am încercat să duc o campanie civilizată, am încercat să duc o campanie bazată pe ceea ce s-a făcut, bazată pe proiectele de viitor și am încercat să mă rezum la aceste lucruri care cred că sunt mult mai importante pentru oameni decât în încercarea disperată de a scoate în evidență lucruri mai mult sau mai puțin adevărate sau să te cațeri în spatele realizării altor persoane. Haideți să vedem în acest prim mandat al dumneavoastră în funcția de primar al comunei Pestișu Mic, ce ați reușit să realizați? Care sunt poate cele mai importante proiecte pe care le-ați promis, să spunem, cetățenilor în urmă cu 3 ani și jumătate? Poate un pic pleca în primul mai rând, bine și să dacă trecem îmi așa, permiteți. Vă rog. Aș pleca în primul rând de la promisiunile pe care le-am avut în 2020. Eu nu am preluat o primărie ușoară și am încercat să duc lucrurile și să fac lucrurile de așa manieră încât să putem să mergem înainte și să-mi respect promisiunile de campanie. Și țin minte că una dintre promisiunile importante cu care am venit în fața oamenilor au fost titlurile de proprietate. A fost un punct important pe lista de promisiuni. În momentul de față pot să vă spun că avem peste 500 de documentații eliberate, comparativ cu ultimii ani în care, și vorbesc de mai bine de 12 ani, în care au fost eliberate doar 158 de titluri. Noi, în 3 ani jumate, am reușit să semnăm 3 contracte de finanțare pe cadastru general, cadastru gratuit, în care sunt cuprinse 2135 de parcele. Deci, ca și imagine, să puteți să vă faceți pe ansamblu. Și sunt eliberate în momentul de față peste 500 de documentații. Eu spun că e un pas important în rezolvarea acestor probleme și îmi doresc ca în următorul mandat să finalizez în totalitate tot ceea ce înseamnă eliberarea titlurilor de proprietate.
pentru că am făcut inclusiv partea de intravilan, unde nu aveau titluri, pentru că la Mănărău, de exemplu, nu avem planuri parcelare și acolo am întabulat toate drumurile, inclusiv drumurile vicinale, drumuri agricole, ca să avem puncte de reper. Am întabulat inclusiv partea de intravilan și lucrăm în momentul de față la partea de extravilan și îmi doresc că Mănărău a fost una dintre cele mai mari provocări în ceea ce privește liberarea titlurilor de proprietate. De ce? Nefiind făcute planurile parcelare. A fost singurul sat din toată comuna, din toate cele 9 sate, unde nu au fost făcute aceste planuri. Nu am înțeles de ce, nu am înțeles logica lucrurilor niciodată din punctul ăsta de vedere, dar repet, în momentul de față suntem foarte avansați cu măsurătorile pe zona respectivă, pe satul Mănărău. Așadar, continuați acest proiect până când toate titlurile categoric vor fi... Categoric, doresc, pentru că cred că astăzi, din punctul meu de vedere, nu ar mai fi trebuit să discutăm despre titlurile de proprietate sau despre tot ceea ce înseamnă documentație pe proprietate. Dar, din păcate, mai avem de lucru și pot să le promit oamenilor că vom finaliza cu siguranță în următorii 4 ani la ritmul în care s-a lucrat până în momentul de față. Bun, acesta ar fi unul dintre proiectele pe care le-ați propus și ați și reușit să avansați. A fost unul din punctele importante, prioritare, ca să-l numesc așa. De asemenea, le-am promis oamenilor când am plecat la drum în 2020, apă și canalizare. De asemenea, avem contractele semnate în momentul de față, proiectul de apă este în desfășurare, proiectul de canalizare este în faza de demarată de licitație. Așadar, este posibil ca în acest an să demareze efectiv lucrările în teren? La proiectul de apă, lucrările sunt demarate, ne apropiem de final. La canalizare urmează să dăm drumul la lucrări în momentul în care va fi încheiată licitația publică. Și va fi desemnată o firmă câștigătoare care să și execute aceste lucrări. De asemenea, făceam referire la fel din câte mi-aduc aminte la promisiunile din 2020 la pășune. În momentul de față am curățat mai bine de 60 de hectare care va fi redată în circuitul agricol. Urmează să mai curățăm, nu mai avem disponibile decât vreo 110 hectare care sunt împădurite și vreau să le redau circuitului agricol. Și asta a fost înseamnă că încă mai sunt locuitori ai acestei comune care se ocupă de creșterea animalelor și au nevoie de aceste spații, care până la urmă de care de fapt trebuie să beneficieze din fericire sunt. Problema este cu suprafețele, că nu avem o suprafață atât de mare încât să putem mulțumi pe toată lumea. Din păcate, contractele au fost făcute înainte de a prelua eu mandatul. O parte din ele au fost încheiate în 2017, o parte în 2018 și sunt și o parte în 2019. Lungă, sunt în perioada de contractare. Primele contracte vor expira în 2027 și acolo nu am ce să fac și nu pot interveni, pentru că atâta timp cât oamenii își plătesc redevențele conform contractului, nu pot să reziliez un contract doar de că așa vrea primarul. Bun, sunt care înțeleg, sunt care nu înțeleg lucrul ăsta. Eu sper să înțeleagă toată lumea că nu pot să reziliez un contract fără motiv. De asemenea, am promis în 2020 fibra optică și semnal la telefon. Nu exista la acea vreme? Nu exista. Aveam un singur operator care ne-a servicii, dar serviciile nu erau de calitate și la un preț foarte mare, comparativ cu ceea ce avem în momentul de față. Pentru că îmi aduc aminte, eu personal plăteam
telefonul, internetul și televiziunea undeva la 200 de lei pe lună. În momentul de față avem un operator de telefonie în zonă și televiziune care pune la dispoziție servicii de calitate și la un preț mult mai competitiv decât înainte. Adică plătesc 40 ceva de lei pe lună, nu 200. S-au redus costurile substanțial. Pe categoric. Da. Banii ăștia rămân în buzunarul omului până la urmă, pentru că se reflectă în buzunar. Și asta a fost una din promisiunile îndeplinite. Promisiunile care le-am îndeplinit. Am mai avut de asemenea tot din câte mi-aduc aminte, planul urbanistic general. Acolo suntem în instanță cu cei care au avut contractul încheiat în 2010 și nu au reușit să-l finalizeze până în momentul în care am preluat eu mandatul. Am avut mai multe discuții de conciliere cu privire la acest contract. Nu au reușit să-și finalizeze contractul în termen, de aceea în momentul de față suntem în instanță. Eu sper ca să se definitiveze cât mai repede acest proces, să putem demara, pentru că am pierdut până acum, pe acest motiv, trei surse de finanțare pentru pe care puteam să facem. Pentru că nu ați avut acest plan urbanistic? Nu. Nu că nu am avut planul. Puteam să facem planul urbanistic general pe finanțare. Aici e toată chestiunea, fără să fie un efort pe bugetul local. Nu am putut încheia un contract de finanțare pentru planul urbanistic general datorită faptului că aveam deja un contract în derulare. Noi am cerut în instanță, în prima fază, anularea contractului, tocmai pe acest motiv, ca să putem să mergem mai departe. Să știți că ne pune foarte, foarte multe probleme faptul că nu avem un plan urbanistic general actualizat. Gândiți-vă că au trecut deja 3 ani jumate în care au tărăgânat lucrurile. Nu mă refer la perioada în care, din 2010 până în 2020, ei n-au reușit să-și încheie contractul. Ceea ce m-a frapat pe mine foarte mult la ultima discuție care am avut-o cu ei la conciliere, faptul că mi-a spus, zice, păi da, noi nu suntem obligați să încheiem contractul, la care eu am rămas foarte, foarte surprins, pentru că banii și au încasat și n-au fost puțini, dar ei contractul nu l-au finalizat. Mă rog, instanța din punctul ăsta de vedere va lămuri lucrurile. Bun, mai aveam pe fluturașul de campanie, sprijin pentru tineri, în vederea implementării de proiecte. Noi am făcut mai multe întâlniri cu ei. În momentul de față am ajutat, sunt 12 proiecte care sunt finalizate în comuna noastră și sper ca pe viitor, având în vedere că este deschis și sunt surse de finanțare pentru tineri pe programul 2023-2027, să vină din ce în ce mai mulți să-și facă proiecte pe fonduri. Există acolo un pic de teamă din punctul ăsta de vedere și oarecare reticență, pentru că e un volum mare de lucru, trăiesc cu teama că nu își vor putea duce proiectele la nu se vor descurca pe partea aceasta birocratică, destul de stufoasă, eu, din păcate. Eu le spun că au tot sprijinul din partea noastră, fără niciun fel de problemă. Să cum nu îi sprijiniți? Să nu le fie teamă. Îi sprijinim de la cu partea de întocmire a documentelor, cu parte de informații, cu... Deci pot să vină la primărie absolut, și le veți oferi acest sprijin pentru a putea fără niciun să fel înceapă. Fără niciun fel de problemă. În ce domenii au început tinerii din comună și nu numai probabil să-și sunt care dezvolte și-au făcut, deci avem pe creșterea animalelor, avem o pensiune, avem proiect pe Agenția Zonelor Montane, avem pe
achiziție de utilaje și, bineînțeles, pe plantație. Plantații diferite de pom fructifer, culturi diferite. Culturii, exact. Da. Inclusiv pe o livadă de pom fructiferi. Liniile de finanțare sunt extrem de diverse. E foarte important ca ei să știe ceea ce doresc să facă. Adică să încerce să facă lucruri care le și fac plăcere, pentru că e important. Aici se reflectă în succesul... În continuitatea proiectului. Și în continuitatea proiectului până la urmă. Pentru că dacă începi un proiect sau o afacere doar de dragul de a obține niște fonduri, s-ar putea să te trezești în situația în care să nu duci lucrurile la bun sfârșit. Eu îi sfătuiesc să facă lucruri care le fac plăcere și pe care și le doresc cu adevărat. Să analizeze bine oportunitatea până la urmă. Haideți să mergem mai departe. Mai discutam de atragerea de fonduri europene și fonduri guvernamentale. Fapt care l-am și făcut de altfel. Avem în momentul de față contracte semnate de 58 de milioane de lei, adică 580 de miliarde. Urmează să mai semnăm în următoarele două luni încă în valoare de 170 de miliarde de lei vechi, adică 17 milioane de lei noi, și până la sfârșitul anului încă de 100 și ceva de miliarde, adică 10 milioane de lei. În ce direcție vor fi alocați acești bani? Păi, avem școala verde, avem eficientizare energetică, avem reabilitarea clădirilor de la primărie, parc fotovoltaic pentru autoconsum, stațiile de încărcare electrice, cele două microbuze electrice care sunt pe proiect. Microbuze electrice pentru elevi sau pentru transportul tuturor cetățenilor în comună? Pentru transportul în comun. Nu a existat până acum un serviciu de transport public local? A existat un serviciu de transport public local care traseul nostru este în administrarea Consiliului Județean. Cel care a făcut traseul și a avut traseul pe zona noastră a renunțat la el pentru că nu mai era profitabil, iar la licitație, când s-a scos la licitație, nu s-a prezentat nimeni. E nevoie acolo de sprijin din partea primăriei, fără doar și poate, altfel n-are cum să funcționeze. Și totuși vorbim de 9 sate, vorbim de persoane în vârstă care au nevoie de transport local. Atâta timp cât pui la dispoziție și există o continuitate, eu zic că și sper că va funcționa. Și sper că va funcționa, să nu fie banii rosiți aiurea. Dar sunt convins că, eu am toată convingerea că va funcționa. Bun. De obținerea de fonduri europene am discutat. Mai promiteam locuri de joacă pentru copii. Pot să vă spun că în momentul de față avem un loc de joacă mai mult decât v-ați propus atunci? Sau? Da, atunci mi-am propus în 2020. Era una din planurile și promisiunile de campanie. Asta ca să fac o paralelă între ceea ce promiteam și ceea ce s-a realizat. Avem în momentul de față loc de joacă la Josan, la Căminul din Josan, la grădiniță, pentru că am început prioritar unde au fost cei mai mulți copii și Josan are cei mai mulți copii. Și am mai făcut unul la școala din Valea Nandrului. În momentul de față avem proiect semnat, urmează să demareze lucrările, cred că s-au și apucat, dacă nu mă înșel, astăzi o să verific să văd dacă s-au apucat de lucru la Mănerău. Urmează să mai facem un teren de sport și un loc de joacă la Mănerău. Deci, ca promisiune, și asta am bifat-o pe... locurile de joacă amenajate pentru copii, pentru că acolo au fost probleme întotdeauna, se jucau în stradă, știți cum sunt copiii, neatenți cu mingea, e un pericol, părinții stau tot timpul cu teama că și până la urmă e normal.
voi rezolva problema și la Mânărău, și dacă va mai fi nevoie și vor mai cere părinții să mai facem și în altă parte, cu siguranță vom face fără absolut niciun fel de problemă. Făceam referire de asemenea la asfaltarea drumurilor secundare din comună. Eu pot să vă spun că până în momentul de față, pe partea de modernizare a drumurilor, nu am reușit să găsim surse de finanțare decât pe drumuri agricole. A mai fost o posibilitate de finanțare pe drumuri, pe Anghel Salini. Acolo s-a pus problema să alegem între apă și canal sau drumuri. Normal că am ales apa și canalul, am avut 5 proiecte depuse pe Salini. Dar am reușit totuși pe buget local să asfaltăm mai multe drumuri în acești 3 ani jumate. Și acum, bineînțeles, vom mai face pe acest proiect cu drumurile agricole și vom lega în principal Josaniu de Mânărău. Adică va fi o scurtătură, în loc să ieși în drumul județean la intrare Hunedoara, să ocolezi, să vii pe la Peștișul Mare, Peștișul Mic, să ajungi la Josani, de la Josani o să ajungi la Mânărău în 3 minute. Mult mai scurt. Să înțelegem că și bugetul local ați reușit să-l mai rotunjiți, să fie unul mai generos. Sigur că da. Sigur că am reușit să-l rotunjesc. Știu că îmi spuneați în urmă cu câțiva ani că orice leu veți putea atrage, îl veți aduce la bugetul local. Da, și asta am și făcut, de altfel. Și ca să închei partea cu promisiunea la asfaltare, am făcut-o și asta. Cu siguranță că vom mai face și alte drumuri. Urmează să asfaltăm drumul de la Nandru la Ciulpăz, ca și investiție. Așa. Mai promiteam alimentarea cu apă potabilă a satelor Ciulpăz, Cutin și Dumbrava. În momentul de față avem un proiect care este depus pe Agenția Fondului de Mediu. Vom demara procedura mai departe. Noi am gândit și dimensionat și conducta și bazinul de așa manieră încât să putem alimenta și aceste sate, pentru că nu avem unde să ne legăm de pe partea cealaltă de Groș, nu este apă, adică nu avem de unde să ne legăm, și atunci singura variantă era asta. De asemenea, aceste sate nu am putut să le cuprindem în proiectul inițial pe Salini, datorită faptului că acolo am avut un standard de cost per persoană. Ori nu ne încadram cu proiectul să-i prindem. Nu îndeplineați această condiție. Nu îndeplineam condiția. Aici, pe Agenția Fondului de Mediu, s-au schimbat puțin regulile, din fericire, și standardul de cost este pe kilometru. Ăsta e marele avantaj. Așa. Promiteam asfaltarea drumului de la Nandru la Ciulpăz în campania din 2020. Vreau să vă spun că drumul de la Nandru la Ciulpăz a fost drum județean. Noi am avut mai multe discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, a fost declasificat, ni l-au predat nouă, în momentul de față are clasificare de drum comunal, am asfaltat partea de la Groș până la Ciulpăz în sat la biserică și urmează să facem partea de la Nandru la Ciulpăz. Deci, practic, și promisiunea asta este îndeplinită, nu în totalitate, pentru că nu e asfaltată toată suprafața, dar am demarat deja lucrările și până la Ciulpăz este asfalt în momentul de față. Așa. Mai promiteam în campania din 2020 asfaltarea drumului județean Peștișul Mare Nandru. Acolo au fost făcute lucrări pe o porțiune de 3 km. Inițial a fost o porțiune de la pe zona Nandru și ulterior de la Peștișul Mare până la Peștișul Mic, cu sprijinul, inclusiv cu sprijinul Consiliului Județean.
Așa, a mai promis reparația drumului de la Peștișul Mare la Almașul Mic. Acolo s-au făcut reparații de întreținere. Sper ca în următorul mandat această porțiune să fie reabilitată și modernizată în totalitate. Mai avem 5 minute din această emisiune, vă anunț. Deja? Știu că aveți o listă destul de generoasă acolo în continuare. Da, am vrut să fac această paralelă legat de promisiunile care le-am făcut și ceea ce s-a îndeplinit. Pentru că spuneam într-o emisiune, mă întreba unul dintre moderatori, cam în ce proporție am reușit să realizez lucrurile care mi le-am propus. Și atunci am zis că este oportun să fac referire concret la ceea ce s-a promis la momentul respectiv. Ce vă doriți în viitor, dacă în data de 9 iunie locuitorii comunei vă vor oferi votul de încredere și veți mai sta în această funcție încă 4 ani, ce vă propuneți în continuare? Pentru că un primar nu trebuie să se odihnească prea mult, nu? Sub nicio formă. În primul și în primul rând, finalizarea proiectelor pe care le-am început și aici vorbesc de cele trei mari proiecte care le avem în desfășurare. Școala din Valea Nandrului, care va fi una dintre cele mai moderne școli din județ. Apa și canalizarea să le văd finalizate și implementate și, bineînțeles, toate celelalte proiecte pe care le avem în derulare. Mai mult de atâta, voi mai face după ce se va termina campania și, bineînțeles, cetățenii vor alege să îmi dea votul în data de 9. Voi face consultări cu ei să vedem ce își doresc pe viitor, pentru că fiind acum rezolvate multe dintre problemele cu care ne-am confruntat în ăștia 3 ani jumate, cu siguranță că vor veni cu idei noi. Deja am discutat, am o listă pe care mi-am notat mai multe lucruri pe care și le doresc și voi face consultările de așa manieră încât să știu exact ce mai avem de făcut în plus față de ce am făcut și am promis. Deci veți lua în calcul și dorințele cetățenilor pe viitor cu privire la unele proiecte, poate unele punctuale în ceea ce îi privește. Categoric, cu siguranță. Tot timpul am făcut acest lucru. Cea mai interesantă mi s-a părut atunci când am făcut întâlnirea cu copiii. Copiii au niște idei foarte, foarte interesante. Atunci când am făcut întâlnirea cu tinerii și își notau fiecare cam ce ar trebui făcut, ce și-ar dori fiecare sau ce ar face dacă ar fi în locul de primar. Chiar am lăsat să stea pe scaunul de primar și de acolo să încerce să gândească și să vadă... Dea câteva directive. Exact, să dea câteva directive din... Și spuneați că au venit cu propuneri interesante. Da, ăsta a și fost unul dintre punctele pe care le-am avut în vedere în promisiunile din 2020, implicarea tuturor în luarea deciziilor. Și să știți că am ținut cont și voi ține cont în continuare de părerea lor, pentru că până la urmă ei sunt importanți în toată ecuația asta și ei sunt importanți, că nu fac lucrurile pentru mine sau pentru o altă zonă. Final de emisiune, iată am ajuns în acest punct în care o să vă și rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Peștișul Mic. Stimați locuitori ai comunei Peștișul Mic, dragi cetățeni, îmi doresc o viață de calitate pentru comuna noastră. Îmi doresc o comună modernă, îmi doresc o comună a acestui secol. Sper că sunteți alături de Partidul Național Liberal în data de 9 iunie și sper că în acești 3 ani și jumătate, prin tot ceea ce am făcut în acest mandat, v-am convins și
și cred că vreți să mergem mai departe, să continuăm proiectele și să facem mult mai multe lucruri pentru Comuna Peștișul Mic. Așadar, în 9 iunie, vă provoc să vă prezentați la vot, să votați Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!